Dragi prieteni, frați și surori, vă salut și vă doresc o campanie de succes! Victorie! Victorie! Dear friends, the year 2012 is your year. Dragi prieteni, anul 2012 este al dumneavoastră. That in this year you will put back Romania on track. Eu cred că in year 2012 you will manage to give hope to every Romanian. Eu cred că în 2012 veți pune România la locul pe care îl merită. Eu cred că în 2012 veți reface încrederea fiecărui român. And I am so confident about this because you already did a great part of your job. Who said and who did that there should be no more cuts in education and healthcare? You did. Eu am încredere că v-ați făcut treaba așa cum trebuie și că vă veți face în continuare. Cine spune că este nevoie de tăieri și de reduceri în educație și în sănătate? Who said that the policy which was producing corruption and authoritarian regime should be stopped? You did. Cine a spus că corupția din politică trebuie să se oprească? Cine a spus că regimul totalitarist trebuie să se oprească? Dumneavoastră ați făcut-o. Who on the 9th of December this year will give a clear mandate to Victor Ponta and to the USL to clean up this mess? You will. Cine pe 9 decembrie va acorda un mandat lui Victor Ponta și USL-ului și va face curat în urmă? Cine? Dumneavoastră. Dear friends, as so many people in Romania, in Europe, also more and more citizens understand that the cuts only policy is wrong. Dragi prieteni, atât în România cât și în întreaga Europa, oamenii au început să înțeleagă că această politică a reducerilor este una greșită. The president of Romania belongs to the past. His policy belongs to the past. Președintele României aparține trecutului. Politica lui aparține trecutului. Yes, some years ago, 5 million Romanians voted in favor of him. But this summer, 7 million Romanians asked him to go away. Este drept că cu 5 ani în urmă, 5 milioane de votanți au votat în favoarea președintelui, dar acum câteva luni, 7 milioane de votanți i-au cerut să plece. It was you and many more millions of Romanian citizens who expressed your will. Voi, împreună cu alte milioane de români, v-ați exprimat această dorință. Dear friends, today, while we are here at this wonderful stadium, there are people across the town in a big palace. Dragi prieteni, astăzi noi ne aflăm aici, pe stadion, dar în acest oraș mai sunt și alți oameni care se află într-un palat mare. They are very important people. They are prime ministers, leaders, presidents who have come for the Congress of the European People's Party from the Conservative in Europe. Acești oameni sunt oameni importanți, sunt premieri, sunt lideri, sunt președinți care au venit la celălalt congres. Dear friends, they think they are very, very important. Dragi prieteni, acești oameni se consideră foarte, foarte importanți. They put on brave faces. Ei afișează o mimă curajoasă. But I will tell you one thing. In reality, they are very, very scared and they are panicking. Am să vă spun un lucru, am să vă spun adevărul. De fapt, ei sunt foarte speriați și au intrat în panică. Because deep in their hearts, they know that their policy, the policy of austerity, the policy of suffering for the average Europeans, is failed policy. În inimile lor, ei știu că această politică a austerității, această politică ce face ca europeanul mediu să aibă de suferit, este una pe sfârșite. And I can tell you that their Europe is not our Europe. Și vă pot spune că Europa lor nu este și Europa noastră. We want to see a Europe of hope.
a Europe which is providing jobs, good education, good public health services to every citizens all around our continent. Noi dorim să vedem o Europa a speranței care oferă slujbe, care oferă educație și un sistem de sănătate tuturor de pe acest continent. And the change for which you are fighting here in Romania is part of the European change which is needed. Și schimbarea pentru care dumneavoastră luptați aici în România este parte din schimbarea de care Europa are nevoie. I am here today with you on behalf of the Party of European Socialists, representing the social democratic family in Europe, because I want to tell you that we understand what Victor Ponta is doing. Eu mă aflu astăzi aici și reprezint Partidul Social European, care face parte din marea familie social-democrată a Europei, pentru a vă spune că eu înțeleg ceea ce Victor Ponta face. I came to tell you that we realize that economic growth should come with social cohesion and social care. Am venit să vă spun că creșterea economică poate să vină cu coeziune socială și cu coeziune pe parte de grijă pentru oameni. I support Victor Ponta because he wants to return the state of Romania to the citizens of Romania. Eu îl sprijin pe Victor Ponta pentru că el vrea să redea România cetățenilor din România. And dear friends, everything, dear friends, is in your hands. From now on, you have 7 weeks to go. 7 weeks before the 9th of December. Dragi prieteni, puterea este acum în mâinile dumneavoastră. Mai aveți 7 săptămâni până pe 9 decembrie. On the 9th of December, you will have the chance to put back Romania on track. Pe 9 decembrie veți avea ocazia să puneți România la locul unde merită să fie. On the 9th of December, you will have the chance to draw a line behind the past and finish with it. Pe 9 decembrie puteți trage linie, să vă separați de ce a fost în trecut și să o luați de la capăt. On the 9th of December, you, the people of Romania, will bring back hope and good prospects for your country. Pe 9 decembrie, dumneavoastră, poporul român, veți reda prosperitatea și speranța țării. Good luck to all of you. Vă urez succes tuturor. And victoria!